Suntem oaspeți aici la Iernut, la ansamblu Iernuțeana, și pentru că am înțeles că acest ansamblu are o istorioară de vreo 9 ani de zile, domnule director, aș dori să ne spuneți în câteva cuvinte o scurtă istorie, așa cum o vedeți dumneavoastră, a ansamblului Iernuțeana. Ansamblul Iernuțeana a luat ființă în anul 2001. De-a lungul timpului el și-a demonstrat talentul, hărnicia și munca pentru jocul popular. Sigur că n-a fost ușor. Au fost momente grele când chiar ne bătea gândul să renunțăm. Însă, datorită copiilor, părinților și dragului lor joc pentru jocul popular, am rămas ansamblu Iernuțeana în continuare. Și dacă ar trebui să faceți o scurtă dare de seama celor 9 ani care s-au scurs de la înființare și până în acest moment, cum ar suna acest bilanț? Cred că aș putea concura cu multe ansambluri profesioniste, în sensul că în locurile în care am fost, în locurile în care am avut spectacole, prestanța lor artistică a fost întotdeauna la înalte calități și la înalte niveluri. Aș dori să vă și prezentați, ca să știm cu cine am vorbit. Seniviu Precu, directorul Casei de Cultură din Iernut. Pentru că noi suntem Viața Satului Mureșan și pentru că încercăm să descoperim acolo unde mai există sâmburi aceștia de cultură, facem un pas mai departe spre cel care bate din palme, dar și își bate picioarele foarte mult, arătându-le celorlalți cum trebuie să joace. E vorba de Nicolae Bolog, cel care, l-ați văzut probabil și pe imagini, le arată cum se fac pașii și la băieți și la fete. De câte vreme vă ocupați de ansamblul Iernuțeana din punct de vedere coreografic? Ansamblul Iernuțeana activăm împreună cu soția mea în urmă cu 3 ani de zile, din 1997. Din 2007. Nici o problemă că 97 și 2007 întotdeauna se greșește, pentru că nouă ni se pare că trece mai încet timpul, dar trece destul de repede. Da. În 2007 am început chiar cu brio, având un turneu în Italia, după care au venit succesele în fiecare an. În 2008 în Belgia, respectiv 2009 Bulgaria, cu laure foarte. Și cei mai recenți lauri, ca să zicem așa, de unde au venit? Ei, da, de la publicul române, să știți. Ați avut un festival aici prin țară sau aici în județ? Am avut mai multe festivaluri în țară, cât și în județ. Nu putem spune că unul sau celălalt a fost, dar aprecierea a fost pe măsură. Acum, întotdeauna am văzut aici un stil militarez. Eu chiar am zis că nu invidiez pe copiii ăștia, că la câtă muncă depun, cred eu că orele de educație fizică sunt considerate zero pe lângă ce este antrenamentul vostru. Aici la antrenament, cam cât vă antrenați voi în fiecare zi? În fiecare zi când veniți aici la antrenamente? Între o jumătate de oră și o oră. Cam cât are nevoie un bun dansator să se antreneze, să-și lucreze un pic mușchii, ca atunci când urcă pe scenă să fie, să zicem, încălzit bine? Repetiția în total durează cam 3 ore. Și legat de cei care mai strigă, mai fac câte o mișcare alta, cei care vă învață, instructorii voștri, cum vă împăcați? Sunt ei profesorii aceia buni? Mă rog, cei care vă învață, vă și educă, mai și strigă, că așa și trebuie la joc să mai strigi, că dacă nu se formează vocea? Sau cum îi simțiți voi pe instructorii voștri? Ne sunt ca a doua familie aici la dansuri. Ne supărăm pentru că strigă și ne atenționează. Vă sunteți la început aici? Da. Nu ne-ai spus absolut nimica, că tot vorbeam de ceea ce o să ne spună la final, că întotdeauna lăsăm ceea ce este mai bun la final, ceea ce o să ne spună la final celălalt instructor, cealaltă jumătate a familiei Bolog. Aș dori să te întreb pe tine, pentru că am înțeles că sunt câteva jocuri puse în scenă, care dintre ele ți se pare ție cel mai, că îți vine cel mai bine pe picior și pe mână? Cel mai bun dans care îmi vine pe picior, pe mână, este un joc din Chimitelnic. Este un fecioresc. Dar vă stau eu și vă întreb, dacă tot faceți voi atâtea repetiții, câte repetiții ziceați să faceți săptămânal? Două repetiții. Dacă tot faceți atâtea repetiții, dacă tot auziți aceleași piese, nu le și visați noaptea aceste piese? Păi ne-au intrat în sânge. De 8 ani ne-au intrat în sânge. 8, aproape 9 ani. Cam în ce perioadă s-a înființat ansamblul? 15 noiembrie 2001. Stimată doamnă, că doamnele întotdeauna să aleg primele, Valentina Bolog,
Am discutat câte un mic fragmentel cu toți ceilalți de aici, însă eu vreau să punctați mai, hai să spunem, mai în detaliu activitatea acestui ansamblu. E adevărat, ați luat de câțiva ani împreună cu soțul acest ansamblu pentru a-l perfecționa, să zicem perfecționa. Ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani? Vorbesc aici de turnee, vorbesc aici de recunoașterea valorii și în ce fel vi s-a recunoscut valoarea? În ultimii 3 ani de zile am încercat să schimbăm materialele vechi pe care le-au avut, pentru că erau materiale mai simple pentru copiii de vârstă mai mică, și am încercat să urcăm undeva la un nivel cum am fost și noi. Am fost dansatori profesioniști amândoi. Lucrăm oarecumva la un nivel mult mai înalt cu ei. Suntem foarte mulțumiți de ei, copiii sunt foarte ambițioși, suntem foarte mulți ajutat, primăria ne ajută foarte mult, părinții ne susțin foarte mult. Ce pot să zic? Se muncește. Se muncește, asta am văzut. Eu vreau să vă întreb câte grupe și cam câți copii sunt aici înscriși. Sunt 3 grupe și sunt destul de mulți copii înscriși. Spuneați că primăria vă sprijină. În afară de primărie, cine sunt principalii sponsori, să zicem așa, generic sponsori? Cine sunt principalii factori care influențează și care sprijină acest act de cultură aici în Iernut? Și mă refer aici la Iernuțeana explicit. Deci, în primul și primul rând, primăria, Consiliul Județean Iernut, ei ne-au sprijinit în confecționarea costumelor populare, încălțămintei, transportul la spectacole în țară și străinătate și, bineînțeles, a doua parte, părinții. Și se mai întâmplă câteodată că avem și sponsori. Mai puțin, dar încă cred că lumea nu ne știe chiar cât am vrea noi de bine sau nu mai are curajul lumea să sponsorizeze acum, că e criză, știe toată lumea. Pentru că urmează imediat un fragment liric, hai să spunem așa, pentru că urmează să vedem și cum dansează, numai cum se pregătesc. Aș dori, domnule Bolog, să ne spuneți ce cuprinde repertoriul ansamblului Iernuțeana din Iernut. Ce vrem să vă prezentăm astăzi sunt 4 momente din care le însușim cel mai bine, vreau să spun, fiindcă am lucrat mai mult, având și zona, un joc fecioresc din Chimitelnic, roata de la Chimitelnic, cum se spune, un joc de Făgăraș, zona Rupia, un joc de pe Valea Someșului și un joc de pe Valea Mureșului Superior. În speranța că ceea ce va urma cu siguranță și ce surpriză ne pregătesc copiii de la ansamblul Iernuțeana, că eu îi numesc copii indiferent acum că unii dintre ei au ajuns la poate și la 16-18 ani, eu vă urez să aveți parte de multe succese și să vă vedem pe scenele acelea care merită să aibă pe ele un asemenea ansamblu cum este Iernuțeana din Iernut. Și vă mai așteptăm să vedeți și pe ceilalți mai micuți.